Prima epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni. 1 Corinteni, capitolul 1. Pavel, cel chemat să fie apostol al lui Hristos Iisus prin voia lui Dumnezeu, și fratele Sostene, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, și către toți cei care pretutindeni cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc întotdeauna Dumnezeului meu pentru voi, pentru harul lui Dumnezeu care vi s-a dat în Hristos Iisus, căci în El v-ați îmbogățit în toate, pe deplin, și în cuvânt, și în cunoaștere, așa s-a adeverit în voi mărturia lui Hristos, încât nu sunteți lipsiți de niciun dar duhovnicesc câtă vreme așteptați arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. El vă va întări până la sfârșit, ca să fiți fără prihană în ziua Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu, prin care ați fost chemați să aveți parte la moștenirea Fiului Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Vă rog, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să fiți cu toții de acord și să nu mai fie între voi dezbinări, ci să fiți uniți în același cuget și în același gând. Pentru că mi s-a spus despre voi, frații mei, de către cei din casa lui Chloe, că între voi sunt certuri. Și spun aceasta, fiindcă fiecare dintre voi zice, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, eu al lui Chefa, iar eu al lui Hristos. A fost oare Hristos împărțit? Nu cumva Pavel s-a răstignit pentru voi? Sau nu cumva în numele lui Pavel ați fost botezați? Mulțumesc lui Dumnezeu că nu am botezat pe nimeni în afară de Crispus și Gaius, ca să nu spună cineva că v-ați botezat în numele meu. Și am mai botezat pe cei din casa lui Stefanas. În rest, nu știu să mai fi botezat pe altcineva, pentru că Hristos nu m-a trimis să botez, ci să vestesc Evanghelia, dar nu cu înțelepciunea cuvântului, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie în zadar. Căci cuvântul despre cruce este nebunie pentru cei ce pierd, dar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu, căci așa stă scris: voi face să piară înțelepciunea înțelepților și știința celor învățați o voi lepăda. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este gânditorul veacului acestuia? Nu a arătat Dumnezeu că înțelepciunea lumii acesteia este nebună? Căci de vreme ce, în înțelepciunea lui Dumnezeu, lumea nu l-a cunoscut pe Dumnezeu prin înțelepciunea ei, Dumnezeu a binevoit să-i mântuiască pe cei care cred prin nebunia celor vestite. Pentru că iudeii cer semne, iar grecii caută înțelepciune, dar noi îl vestim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este piatră de potignire, iar pentru neamuri nebunie. Însă pentru cei chemați, iudei sau greci, îl vestim pe Hristos puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce pare a fi nebunie a lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii, iar ceea ce pare a fi slăbiciune a lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. Fraților, uitați-vă la chemarea voastră. Nu mulți sunteți înțelepți după măsura oamenilor. Nu mulți sunteți puternici. Nu mulți sunteți de neam bun. Dar, ca să îi rușineze pe cei înțelepți, Dumnezeu le-a ales pe cele socotite nebune de lume. Și ca să le rușineze pe cele tari, Dumnezeu le-a ales pe cele slabe ale lumii. Și pe cele fără de neam bun ale lumii, și pe cele nebăgate în seamă de lume,
le-a ales Dumnezeu, pe cele ce nu sunt, ca să le nimicească pe cele ce sunt, pentru ca niciun om să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Din El sunteți și voi în Hristos Iisus, Cel care s-a făcut pentru noi înțelepciune de la Dumnezeu, dreptate și sfințire și răscumpărare, ca să fie precum stă scris: Cel ce se laudă, în Domnul să se laude. 1 Corinteni, capitolul 2. Iar eu, când am venit la voi, fraților, am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu, dar nu prin cuvântări meșteșugite sau prin înțelepciune omenească, pentru că am hotărât să nu știu nimic altceva între voi în afară de Iisus Hristos și încă și pe acesta răstignit. Așa am și fost la voi, cu trupul slab, cu frică și cu mare cutremur. Iar cuvântul meu și predica mea nu au fost ca acelea care conving prin înțelepciunea cuvintelor, ci s-au dovedit adevărate prin arătarea Duhului și a puterii lui Dumnezeu, astfel încât credința voastră să nu se întemeieze pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Totuși, noi vestim o înțelepciune pentru cei desăvârșiți, dar nu înțelepciunea veacului acestuia, nici cea a stăpânitorilor acestui veac care vor și pieri, ci vestim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea cu taine, cea ascunsă, pe care a rânduit-o Dumnezeu mai înainte de veacuri spre slava noastră. Această înțelepciune n-a cunoscut-o nici unul dintre stăpânitorii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, nu l-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Însă, precum stă scris, cele pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, pe care le-a pregătit Dumnezeu celor ce-L iubesc, pe acestea ni le-a descoperit nouă Dumnezeu prin Duhul, pentru că Duhul pe toate le cercetează, chiar și adâncurile lui Dumnezeu. Cine dintre oameni cunoaște cele ale omului, în afară de Duhul omului care este în el? Tot așa este și cu cele ale lui Dumnezeu. Nimeni nu le-a cunoscut în afară de Duhul lui Dumnezeu. Iar noi nu am primit Duhul lumii, ci Duhul care este din Dumnezeu, ca să cunoaștem cele dăruite nouă de Dumnezeu. Pe acestea vi le vestim, dar nu prin cuvinte pe care le învață înțelepciunea omenească, ci prin cuvinte pe care le învață Duhul, supunând cele duhovnicești judecății oamenilor duhovnicești. Omul care are numai suflare de viață în el nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu, fiindcă pentru el sunt nebunie și nu le poate cunoaște, pentru că ele se judecă duhovnicește. Însă cel care are Duhul le judecă pe toate, iar el nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-l poată învăța pe el? Dar noi avem gândul lui Hristos. 1 Corinteni, capitolul 3. Dar vouă, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci ca unor oameni trupești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu mâncare, pentru că nu puteați mânca, și nici acum nu puteți, pentru că încă sunteți oameni trupești. Câtă vreme există între voi invidie și ceartă, nu arătați oare că sunteți doar trupești și că vă purtați la fel ca ceilalți oameni? Atunci când spune cineva: eu sunt al lui Pavel, iar altul: eu sunt al lui Apollo, nu sunteți ca ceilalți oameni? Dar ce este Apollo? Ce este Pavel? Sunt slujitori prin care ați crezut și slujim după cum a dat Domnul fiecăruia dintre noi. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească, astfel că nici cel care a sădit nu este ceva, nici cel care a udat, ci Dumnezeu care a făcut să crească. Cel ce sădește și cel ce udă
sunt una și fiecare își va primi plata după osteneala sa. Pentru că noi lucrăm împreună cu Dumnezeu, iar voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu. Pe cât mi-a dat Dumnezeu har, eu, ca un meșter iscusit, am pus temelie. Dar altcineva zidește și fiecare să ia seama cum zidește, pentru că nimeni nu mai poate pune o altă temelie afară de cea așezată deja, care este Iisus Hristos. Iar dacă cineva zidește pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, iarbă, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, pentru că ziua o va arăta și focul o va descoperi, și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea cuiva rămâne, cel ce a zidit va primi răsplată, iar dacă lucrarea va arde, acela va fi păgubit, dar el va scăpa, așa cum scapă cineva din foc. Nu știți că sunteți templu al lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă va strica cineva templul lui Dumnezeu, Dumnezeul va strica pe acel om, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și voi sunteți acest templu. Nimeni să nu se înșele pe sine. Dacă îi se pare cuiva că este înțelept între voi în lumea aceasta, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Pentru că înțelepciunea lumii acesteia este nebunie înaintea lui Dumnezeu, așa cum stă scris. Dumnezeu îi prinde pe cei înțelepți în vicleșugul lor. Și iarăși, Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți, știe că sunt deșarte. Așa încât nimeni să nu se laude cu oamenii, căci toate sunt ale voastre, fie Pavel, fie Apollo, fie Chefa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie prezentul sau viitorul, toate sunt ale voastre, iar voi ai lui Hristos și Hristos al lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 4. Așa trebuie să fim noi socotiți de fiecare om, ca slujitori ai lui Hristos și administratori ai tainelor lui Dumnezeu, iar de la administratori se cere mai ales ca fiecare să fie găsit credincios. Mie nu-mi pasă dacă sunt judecat de voi sau de judecățile de zi cu zi ale oamenilor. Și nici măcar eu nu mă judec pe mine însumi, căci nu mă știu vinovat în niciun fel. Dar nu mă voi îndreptăți prin aceasta, pentru că cel ce mă judecă este Domnul. De aceea, nu judecați nimic înainte de vreme, până nu va veni Domnul care va și lumina cele ascunse ale întunericului și va da pe față gândurile inimilor. Și atunci fiecare va primi laudă de la Dumnezeu. Aceste lucruri, fraților, le-am spus despre mine și Apollo, dar pentru folosul vostru, ca să învățați de la noi să nu cugetați mai presus de cele ce sunt scrise, ca să nu vă făliți unul cu altul împotriva celuilalt. Căci cine te deosebește pe tine de alții? Și ce ai tu fără să fii primit? Iar dacă ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu ai fi primit? Iată-vă, sunteți sătui! Iată, v-ați îmbogățit, ați început să domniți fără noi! Măcar de-ați fi domnit cu folos, ca să domnim și noi cu voi! Socot însă că Dumnezeu ne-a arătat pe noi, apostolii, drept cei mai de pe urmă ca pe niște osândiți la moarte, pentru că am ajuns un spectacol pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni. Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înțelepți în Hristos. Noi suntem slabi, voi sunteți tari, voi sunteți slăviți. Noi suntem lipsiți de orice cinstire. Chiar și în ceasul de acum stăm flămânzi și însetați, goi și pălmuiți. Pribegim și trudim lucrând cu mâinile noastre. Dacă suntem ocărâți, binecuvântăm. Dacă suntem prigoniți, răbdăm. Dacă ne ponegresc, ne rugăm. Acum am ajuns ca un gunoi pentru lume, ca pulberea călcată de toți. Nu vă scriu acestea ca să vă rușinez, ci vă sfătuiesc ca pe copiii mei prea iubiți.
fiindcă și dacă ați avea mii de învățători în Hristos, nu aveți mai mulți părinți. Iar în Hristos Iisus, eu v-am născut prin Evanghelie. Așadar, vă rog, urmați-mi exemplul. De aceea vi l-am trimis pe Timotei, care mi este fiu prea iubit și credincios în Domnul și care vă va aminti căile mele în Domnul Hristos Iisus, așa cum învăț eu peste tot, în întreaga biserică. Și pentru că n-am mai venit pe la voi, unii s-au semețit. Însă dacă va vrea Domnul, voi veni la voi grabnic și voi cunoaște nu vorbele lor, ci puterea lor. Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvinte, ci în putere. Ce vreți? Să vin la voi cu toiagul sau cu duhul iubirii și al blândeții? 1 Corinteni, capitolul 5. De pretutindeni se aude că la voi este desfrânare. Așa o desfrânare cum nici la neamuri nu se întâlnește. Să trăiască cineva cu soția tatălui său. Iar voi rămâneți la fel de semeți, în loc să fi plâns mai degrabă și să-l fi scos până acum din mijlocul vostru pe cel ce face o astfel de faptă. Căci eu, nefiind cu trupul între voi, dar fiind prezent cu Duhul, deja am judecat ca unul acolo de față pe cel ce a făcut așa ceva. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, fiind adunați așadar, voi și Duhul meu împreună cu puterea Domnului nostru Iisus, să-l dați pe un astfel de om Satanei spre pieirea trupului, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului. Lăudăroșenia voastră nu e bună. Nu știți că puțină plămădeală dospește tot aluatul? Curățiți plămădeala cea veche, ca să fiți un aluat nou, precum și sunteți, fără drojdie, căci Paștele nostru a fost jertfit, adică Hristos. Așa încât prăznuim nu cu plămădeala cea veche, nici cu drojdia răutății și a vicleniei, ci cu azimile adevărului și ale curăției inimii. V-am scris în epistolă să nu vă amestecați cu desfrânații, dar nu vorbeam de toți desfrânații acestei lumi, sau de lacomi, de răpitori sau de idolatri, căci altfel ar trebui să ieșiți din lumea aceasta. Acum însă v-am scris să nu vă amestecați cu acela care, deși se numește frate, este desfrânat sau lacom, idolatru sau ocărător, bețiv sau hrăpăreț. Cu unul ca acesta, nici să nu stați la masă, fiindcă ce treabă am eu să-i judec pe cei din afară? Dar pe cei dintre voi, nu trebuie să-i judecați voi? Pe cei din afară îi judecă Dumnezeu? Scoateți-l afară dintre voi pe cel rău! 1 Corinteni, capitolul 6. Atunci când cineva dintre voi are o plângere împotriva celuilalt, îndrăznește să se ducă să se judece înaintea celor nedrepți și nu se duce la cei sfinți? Oare nu știți că sfinții vor judeca lumea? Iar dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți cumva nevrednici să fiți judecători ai unor lucruri atât de mici? Nu știți că și pe îngeri îi vom judeca? Și atunci, de ce nu și lucrurile vieții acesteia? Dacă aveți de judecat ceva din lucrurile vieții, îi puneți cumva drept judecători pe cei care nu înseamnă nimic în biserică? Spre rușinea voastră o spun. Nu este oare nimeni între voi înțelept ca să poată judeca între frații săi? La voi însă se judecă frate cu frate și mai mult înaintea celor necredincioși. Deja faptul că vă judecați unul cu altul este înjositor pentru voi. De ce n-ați rămâne mai degrabă nedreptățiți? De ce n-ați suferi mai bine pagubă? Dar voi înși vă sunteți cei care nedreptățiți și păgubiți pe alții, mai ales pe frați. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Și nici desfrânații, nici idolatrii, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiții, nici hoții, nici lacomii, nici bețivii, nici bârfitorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și unii dintre voi ați fost așa.
dar v-ați spălat, v-ați sfințit, ați fost făcuți drepți în numele Domnului nostru Iisus Hristos și în Duhul Dumnezeului nostru. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa stăpânit de nimic. Mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele pentru mâncăruri, iar Dumnezeu le va nimici pe amândouă. Trupul însă nu este pentru desfrânare, ci pentru Domnul și Domnul pentru trup. Iar Dumnezeu l-a înviat și pe Domnul și ne va învia și pe noi prin puterea sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua așadar mădularele lui Hristos pentru a le face mădulare ale unei desfrânate? Niciodată! Sau nu știți că cel ce se alipește de o desfrânată este un singur trup cu ea? Căci cei doi, zice Scriptura, vor fi un singur trup. Iar cel ce se alipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de desfrânare! Orice păcat pe care îl va face omul este în afară de trup. Cel ce se desfrânează însă păcătuiește chiar în trupul său. Nu știți că trupul vostru este templu al celui ce este în voi, al Duhului Sfânt, pe care îl aveți de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri? Și asta pentru că ați fost cumpărați cu preț mare. Slăviți-L așadar pe Dumnezeu în trupul vostru. 1 Corinteni, capitolul 7. Cât despre cele ce mi-ați scris, dacă este bine pentru bărbat să nu se atingă de femeie, eu spun că pentru a împiedica desfrânarea, fiecare bărbat să-și aibă soția lui și fiecare femeie să-și aibă soțul ei. Bărbatul să-și împlinească datoria față de soție și la fel și femeia față de soț. Femeia nu mai este ea stăpână pe trupul ei, ci soțul. La fel, nici bărbatul nu mai este el stăpân pe trupul lui, ci soția. Să nu vă lipsiți unul de altul, afară numai dacă vă înțelegeți mai dinainte, pentru o vreme, ca să vă îndeletniciți cu rugăciunea. După aceea însă, să fiți iarăși împreună, ca să nu vă ispitească satana din cauza neînfrânării voastre. Aceasta o spun însă ca pe un sfat, nu ca pe o poruncă. Eu aș vrea ca orice om să fie ca mine, dar fiecare are darul de la Dumnezeu în felul lui, unul într-un fel, altul altfel. Celor ce sunt necăsătoriți și văduvelor le spun că este bine dacă vor rămâne ca mine. Dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Celor ce s-au căsătorit, le poruncesc, nu eu, ci Domnul. Femeia să nu se despartă de soț, iar dacă s-a despărțit, să rămână necăsătorită sau să se împace cu soțul ei. Și bărbatul la fel, să nu-și lase soția. Celorlalți le zic eu, nu Domnul. Dacă vreun frate are o soție necredincioasă și aceasta vrea să locuiască împreună cu el, să nu se despartă de ea. Și femeia, dacă are un soț necredincios, iar acesta vrea să locuiască împreună cu ea, să nu se despartă de soț. Pentru că bărbatul necredincios se sfințește prin soție și femeia necredincioasă se sfințește prin soțul credincios. Altfel, copiii voștri ar fi necurați. Acum însă, ei sunt sfinți. Iar dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În astfel de împrejurări, fratele sau sora nu mai sunt legați. Pentru că Dumnezeu ne-a chemat la pace. Și ce știi tu, femeie, dacă îți vei mântui soțul, sau tu, bărbatule, dacă îți vei mântui soția?
dar fiecare să rămână în starea pe care i-a rânduit-o Dumnezeu și în care l-a chemat. Eu așa poruncesc în toate bisericile. Cine e chemat în starea de circumcis, să nu se ascundă. Cine e chemat în starea de necircumcis, să nu se circumcidă. Pentru că circumcizia nu înseamnă nimic și la fel nici necircumcizia nu înseamnă nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Fiecare să rămână în starea aceea în care a fost și chemat. Ai fost chemat în starea de rob, nu te îngrijora. Dar dacă poți ajunge liber, folosește-te de toate mijloacele. Pentru că cel chemat de Domnul în starea de rob este un eliberat al Domnului. Și la fel, și cel chemat în starea de om liber este un rob al lui Hristos. Ați fost cumpărați cu mare preț. Nu intrați în robie la oameni. Fiecare în ce stare a fost chemat, fraților, în acea stare să stea lângă Dumnezeu. Despre fecioare nu am poruncă de la Domnul, dar vă dau sfatul meu ca unul de care s-a îndurat Domnul ca să fiu vrednic de crezare. Judecând după lipsurile din ziua de azi, cred că este mai bine ca omul să rămână așa cum este. Dacă ești legat de o soție, nu căuta să te desparți. Dacă nu ești legat de femeie, nu căuta femeie. Dacă însă te vei căsători, nu greșești. Dacă fecioara se căsătorește, nu greșește. Numai că aceștia vor avea de suferit în trup, iar eu vreau să vă cruț. Fraților, spun aceasta pentru că s-a apropiat clipa. Deci cei care au soții, să fie ca și cum nu ar avea. Cei care plâng, ca și cum nu ar plânge. Cei care se bucură, ca și cum nu s-ar bucura. Cei care cumpără, ca și cum nu ar stăpâni. Iar cei ce se folosesc de lume, ca și cum nu s-ar folosi de lume. Pentru că felul vieții lumii acesteia va trece. Și de aceea, eu aș vrea ca voi să fiți feriți de îngrijorări. Cel necăsătorit se îngrijește de cele ale Domnului, cum să îi placă Domnului. Cel căsătorit însă se îngrijește de cele ale lumii, cum să-i placă soției și astfel este împărțit. Femeia nemăritată și fecioara se îngrijesc de cele ale Domnului, ca să fie sfinte și cu trupul și cu duhul, dar cea măritată se îngrijește de cele ale lumii, cum să-i placă soțului. Vă spun lucrurile acestea pentru folosul vostru, nu ca să vă întind vreo cursă, ci ca să trăiți în o rânduială frumoasă și să-L slujiți bine pe Domnul cu toată inima, neabătuți. Iar dacă socotește cineva că e nepotrivit ca fecioara lui, dacă trece de floarea vârstei, să rămână fecioară, să facă așa cum va crede, căci dacă o căsătorește, nu păcătuiește. Însă cel care stă hotărât în inima sa și nu se simte în nevoie și are deplină stăpânire peste voința sa și judecă în inima lui ca să-și păstreze fecioara, bine va face. Astfel, cel ce își căsătorește fecioara sa, bine face, iar cel ce nu o căsătorește, și mai bine face. Femeia este legată câtă vreme trăiește soțul ei, iar dacă soțul ei va muri, este liberă să se mărite cu cine vrea, dar numai în Domnul. Însă, după părerea mea, este mai fericită dacă va rămâne așa necăsătorită. Și socotesc că și eu am Duhul lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 8. Despre cele jertfite idolilor știm că toți avem cunoaștere. Cunoașterea duce însă la mândrie, în timp ce iubirea zidește. Dacă îi se pare cuiva că știe ceva, încă nu a cunoscut așa cum trebuie să cunoască. Iar dacă îl iubește cineva pe Dumnezeu, acesta este cunoscut de el. Despre mâncărurile jertfite idolilor, știm că idolul nu este nimic pe lumea aceasta și că nu există niciun alt Dumnezeu în afară de unul.
și chiar dacă unii sunt numiți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, după cum și sunt mulți Dumnezei și mulți domni, pentru noi unul este Dumnezeu Tatăl, de la care sunt toate și întru El suntem și noi. Și unul este Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate și noi prin El. Dar cunoașterea aceasta nu este în toți, pentru că unii, din obișnuința lor de până acum cu idolul, mănâncă din cele jertfite idolilor și conștiința lor, fiind slabă, se întinează. Dar nu mâncarea ne va înfățișa pe noi înaintea lui Dumnezeu, pentru că dacă nu mâncăm, nu pierdem nimic, după cum nici dacă mâncăm, nu câștigăm ceva. Aveți grijă însă ca această libertate a voastră să nu ajungă o potignire pentru cei slabi. Căci dacă cineva te vede pe tine, care ai cunoașterea, așezat la masă în templul idolilor, oare conștiința lui, cea slabă, nu-l va îndemna să mănânce și el din cele jertfite idolilor? Astfel, din pricina cunoașterii tale, fratele tău cel slab, pentru care a murit Hristos, va pieri. Și așa, păcătuind împotriva fraților și lovindu-le conștiința lor slabă, voi păcătuiți împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare îl face pe fratele meu să se potignească, nu voi mânca în veac nicio carne, ca nu cumva fratele meu să se potignească. 1 Corinteni, capitolul 9. Nu sunt eu liber? Nu sunt eu apostol? Nu l-am văzut eu pe Iisus Domnul nostru? Nu sunteți voi lucrarea mea în Domnul? Dacă altora nu le sunt apostol, vouă cu siguranță vă sunt, pentru că voi sunteți pecetea slujirii mele de apostol în Domnul. Aceasta este apărarea mea împotriva celor ce mă judecă. Nu avem oare libertatea să mâncăm și să bem? Nu avem oare libertatea de a lua împreună cu noi o femeie dintre creștine, așa cum au și ceilalți apostoli, frații Domnului sau Chefa? Sau numai eu și Barnaba nu avem libertatea să nu lucrăm? Cine slujește vreodată în oaste pe banii lui? Cine sădește o vie și nu mănâncă din roadele ei? Sau cine păstorește o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Și oare eu spun acestea numai după judecata omenească? Nu spune și legea același lucru? Căci în legea lui Moise stă scris: să nu legi gura boului care treieră. Oare de boi se îngrijește Dumnezeu? Sau de fapt este vorba despre noi? Cu siguranță că pentru noi s-a scris aceasta. Pentru că cine ară trebuie să are cu nădejde și cine seceră trebuie să treiere cu nădejdea că va avea și el parte de cele nădăjduite. Dacă noi am semănat cele duhovnicești, e mare lucru dacă vom secera din bunurile voastre pământești? Dacă alții au parte de această libertate, oare nu cu atât mai mult avem și noi? Dar nu ne-am folosit de această libertate, ci răbdăm orice ca să nu ridicăm nicio piedică în calea Evangheliei lui Hristos. Nu știți că cei ce săvârșesc slujbele sfinte mănâncă din lucrurile aduse la templu? Sau că cei ce slujesc la altar au parte din lucrurile aduse la altar? Tot așa a poruncit și Domnul celor ce vestesc Evanghelia, să trăiască din roadele Evangheliei. Dar eu nu m-am folosit deloc de toate acestea. Și nu v-am scris acestea ca să faceți la fel și cu mine, fiindcă eu aleg mai degrabă să mor decât să-mi răpească cineva acest motiv de laudă. Căci dacă vestesc Evanghelia, nu am de ce să mă laud, fiindcă e datoria mea să o vestesc. Și vai mie dacă nu o voi vesti! Dacă o vestesc de bună voie, am o răsplată. Iar dacă o fac fără să vreau, este totuși o slujire care mi-a fost încredințată. Deci care este plata mea? Aceea că eu vestesc Evanghelia și o pun înaintea oamenilor fără să primesc ceva de la ei
și fără să mă folosesc de dreptul pe care mi-l dă Evanghelia. Căci deși sunt liber față de toate, am slujit ca un rob tuturor ca să-i câștig pe cât mai mulți. Și m-am făcut iudeu cu iudeii ca să-i câștig pe iudei, cu cei de sub lege ca unul ce este sub lege, deși eu însumi nu sunt sub lege, ca să-i câștig pe cei de sub lege. Pentru cei din afara legii am fost ca unul din afara legii, deși nu sunt în afara legii lui Dumnezeu, ci în legea lui Hristos, ca să-i câștig pe cei din afara legii. Pentru cei slabi m-am făcut ca unul slab, ca să-i câștig pe cei slabi. Cu toți m-am făcut toate, ca în orice chip, măcar pe unii să-i mântuiesc. Și toate le fac pentru Evanghelie, ca să fiu părtaș la ea. Nu știți că cei ce aleargă în arenă, aleargă toți, dar numai unul ia premiul? Astfel dar, să alergați și voi ca să-l luați. Toți cei ce se luptă se abțin de la toate lucrurile și ei fac aceasta ca să câștige o cunună care piere. Noi însă să alergăm pentru cununa care nu piere. Eu așa alerg acum, nu la întâmplare, așa mă și lupt, nu lovind în gol. Dimpotrivă, îmi trudesc trupul și mi-l supun, ca nu cumva după ce am vestit aceste lucruri celorlalți, eu însumi să ajung nevrednic de ele. 1 Corinteni, capitolul 10. Pentru că nu vreau ca voi, fraților, să nu luați în seamă că părinții noștri au fost cu toții sub nor și au trecut toți prin mare. Toți, în timpul lui Moise, au fost botezați în nor și în mare. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, fiindcă au băut din stânca duhovnicească care venea în urmă, iar stânca era Hristos. Dar cei mai mulți dintre ei nu i-au plăcut lui Dumnezeu de vreme ce au căzut morți în pustiu. Acestea așadar au fost pilde pentru noi ca să nu fim și noi ca ei, poftind lucrurile rele așa cum au poftit ei. Să nu fiți nici închinători la idoli ca unii dintre ei, precum stă scris: s-a așezat poporul să mănânce și să bea, apoi s-a sculat să joace. Să nu ne desfrânăm ca unii dintre aceia care s-au desfrânat și au căzut morți într-o singură zi 23.000 de oameni. Să nu-L punem la încercare pe Hristos ca unii dintre aceia care L-au pus la încercare și au murit mușcați de șerpi. Nici să nu cârtiți așa cum au cârtit unii dintre ei și au pierit loviți de Îngerul Nimicitor. Iar toate acestea li s-au întâmplat lor ca pildă pentru noi și au fost scrise ca sfat pentru noi, cei care am ajuns la sfârșitul veacurilor. Astfel, cel care crede că stă pe picioarele sale, să ia aminte să nu cadă, căci nu v-a ajuns nicio ispită peste cei omenesc să înduri. Și Dumnezeu este credincios și nu vă va lăsa să fiți încercați mai mult decât puteți, ci odată cu îngăduirea ispitei a făcut și scăparea din ea ca să o puteți depăși. De aceea, iubiții mei frați, fugiți de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni înțelepți. Judecați voi înșivă ceea ce zic. Paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm, nu este el o împărtășire cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea o împărtășire cu trupul lui Hristos? De vreme ce este o singură pâine, noi, cei mulți, suntem un singur trup, pentru că toți ne împărtășim dintr-o singură pâine. Priviți la poporul lui Israel, cel socotit după trup. Cei ce mănâncă din jertfă nu se împărtășesc cu jertfele altarului. Ce vreau să zic? Că cele jertfite idolilor sunt ceva sau că idolul este ceva? Nu, ci că lucrurile jertfite sunt jertfite demonilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să ajungeți să fiți în împărtășire cu demonii. Nu puteți să beți și paharul Domnului și paharul demonilor.
nu puteți să vă împărtășiți din masa Domnului și din masa demonilor. Vrem oare să stârnim mânia Domnului? Suntem oare mai tari decât El? Toate-mi sunt îngăduite, dar nu toate folosesc. Toate-mi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu se îngrijească de sine, ci să ia aminte la cele ale celuilalt. Mâncați tot ce se vinde în măcelărie, fără să întrebați nimic din pricina conștiinței, pentru că al Domnului este pământul și tot ce e pe el. Dacă cineva dintre cei necredincioși vă cheamă la masă și vreți să vă duceți, mâncați tot ce vă pune pe masă, fără să întrebați nimic din pricina conștiinței. Iar dacă cineva vă va spune, aceasta este carne jertfită, să nu mâncați din pricina celui care v-a atras atenția și pentru conștiință. Și aici nu vorbesc despre conștiința ta, ci despre aceluilalt. Dar de ce libertatea mea este judecată de o altă conștiință? Dacă eu sunt părtaș al harului, de ce să fiu hulit pentru ceea ce eu mulțumesc? Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți ceva, toate să le faceți spre slava lui Dumnezeu. Nu fiți pricină de potignire nici pentru iudei, nici pentru elini, nici pentru biserica lui Dumnezeu, ci fiți ca mine, care mă silesc să plac tuturor în toate, fără a căuta folosul meu, ci pe al celorlalți, ca ei să fie mântuiți. 1 Corinteni, capitolul 11. Urmați-mă în toate, după cum și eu îl urmez pe Hristos. Vă laud că vă amintiți de toate cuvintele mele și țineți învățăturile pe care vi le-am transmis așa cum vi le-am dat. Vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, iar capul femeii este bărbatul, iar capul lui Hristos este Dumnezeu. Orice bărbat care se roagă sau profețește cu capul acoperit, își necinstește capul. Orice femeie care se roagă sau profețește cu capul descoperit, își necinstește capul, fiindcă este tot una cu a se tunde. Căci dacă o femeie nu își acoperă capul, să se și tundă de tot. Iar dacă pentru o femeie este rușinos să-și taie părul sau să se tundă, atunci să-și acopere și capul. Fiindcă bărbatul nu e dator să-și acopere capul, fiind chip și slavă a lui Dumnezeu, iar femeia este slava bărbatului. Pentru că nu bărbatul este din femeie, ci femeia din bărbat, și nu bărbatul a fost creat pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, din pricina îngerilor, femeia este datoare să aibă pe cap semnul stăpânirii. Acum însă, în Domnul, nici femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie, fiindcă așa cum femeia este din bărbat, la fel și bărbatul este prin femeie, și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi înșivă. Se cade ca femeia să se roage cu capul neacoperit? Nu vă învață chiar firea lucrurilor că este o necinstire pentru bărbat dacă își lasă părul lung și este o slavă pentru femeie dacă își lasă părul lung? Fiindcă părul i-a fost dat ca acoperământ. Deci dacă îi place cuiva să se certe, noi nu avem un astfel de obicei, nici bisericile lui Dumnezeu. Poruncindu-vă aceasta, nu vă laud, fiindcă vă adunați nu spre mai bine, ci spre mai rău. În primul rând, aud că atunci când vă adunați în biserică, există între voi dezbinări, și în parte cred, căci trebuie să fie între voi și erezii ca să se arate între voi cei încercați. Așadar, atunci când vă adunați în același loc, nu puteți mânca cum se cuvine cina Domnului. Fiindcă fiecare se grăbește să-și mănânce mâncarea sa și astfel unul rămâne flămând în timp ce altul se îmbată. Nu aveți case ca să mâncați și să beți? Sau oare vreți să vă bateți joc de biserica lui Dumnezeu și să-i faceți pe cei ce nu au să se rușineze? Ce să vă mai zic? Să vă laud? Pentru asta nu vă laud,
Eu am primit de la Domnul ceea ce v-am dat și vouă, că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine și, mulțumind, a frânt și a zis: Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Faceți aceasta spre amintirea mea. La fel, după cină, a luat și paharul zicând: Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Aceasta să faceți de fiecare dată când veți bea, spre amintirea mea. Fiindcă de fiecare dată când veți mânca această pâine și veți bea paharul, voi vestiți moartea Domnului până când El va veni. Astfel, oricine va mânca pâinea sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare însă să se judece pe sine și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar, fiindcă acela care mănâncă și bea cu nevrednicie, fără să țină seama că este trupul Domnului, își mănâncă și își bea pedeapsa. Din această pricină sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi, iar unii au și murit. Dacă ne-am judeca noi înșine, nu am mai fi judecați. Dar când suntem judecați de Domnul, suntem și pedepsiți, ca să nu fim osândiți împreună cu lumea. Astfel, frații mei, atunci când vă adunați împreună ca să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă vreunuia îi este foame, să mănânce acasă, ca în felul acesta să nu vă adunați spre pedeapsă, iar pe celelalte le voi rândui atunci când voi veni. 1 Corinteni, capitolul 12. Fraților, în ceea ce privește darurile duhovnicești, nu vreau să fiți neștiutori. Știți că pe când erați păgâni, alergați la idolii fără glas ca și cum vă mâna cineva de la spate. De aceea vreau să știți că nimeni, când vorbește în Duhul Domnului, nu zice blestemat fie Iisus, și că nimeni nu poate să zică Iisus este Domn decât în Duhul Sfânt. Darurile sunt felurite, dar este același Duh. Și slujirile sunt felurite, dar este același Domn. Și lucrările sunt felurite, dar este același Dumnezeu care le lucrează pe toate în toți, iar fiecăruia i s-a dat o lucrare a Duhului spre folosul tuturor. Unuia i se dă prin Duhul Sfânt cuvânt înțelept, altuia prin același Duh cuvântul cunoașterii, unuia credință în același Duh, altuia darurile vindecărilor în unul și același Duh, unuia puterea de a săvârși minuni, altuia profeția, altuia deosebirea duhurilor, altuia darul vorbirii în limbi felurite, altuia darul tălmăcirii limbilor. Pe toate acestea le lucrează unul și același Duh, care împarte fiecăruia darurile sale după cum voiește, fiindcă la fel cum trupul este unul și are multe mădulare, iar toate mădularele trupului, multe fiind, sunt un singur trup, așa și Hristos. Pentru că noi toți am fost botezați într-un singur Duh, ca să fim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie liberi. La fel, toți am băut dintr-un singur Duh, fiindcă și trupul nu este numai un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, pentru că nu sunt mână, nu sunt din trup, pentru această pricină nu este el din trup? Iar dacă urechea ar zice, pentru că nu sunt ochi, nu sunt din trup, pentru această pricină nu este ea din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar mai fi auzul? Dacă tot trupul ar fi auz, unde ar mai fi mirosul? Dar Dumnezeu a pus mădularele în trup după cum a voit pe fiecare dintre ele. Dacă toate ar fi același mădular, unde ar mai fi trupul? Acum însă sunt multe mădulare, dar un singur trup. Deci ochiul nu poate să zică mâinii, nu am nevoie de tine, sau iarăși capul să zică picioarelor, nu am nevoie de voi. Dar mădularele trupului, și cu atât mai mult cele care par a fi mai slabe, sunt foarte folositoare. Iar mădularele care par a fi mai de necinste, noi le îmbrăcăm cu mai multă cinste. Și mădularele noastre mai rușinoase, noi le împodobim mai mult. Căci mădularele noastre, cele socotite mai nobile, nu au nevoie de vreo cinstire. Iar Dumnezeu
a alcătuit trupul în așa fel, încât a dat mai multă cinste mădularului căruia îi lipsește cinstea, ca să nu fie dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească unele de altele. Iar dacă un mădular suferă, suferă toate mădularele. Și dacă un mădular este slăvit, se bucură împreună toate mădularele. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădulare ale Lui. Și în biserică Dumnezeu i-a pus pe unii mai întâi apostoli, în al doilea rând profeți, în al treilea rând învățători. Apoi, pe cei ce săvârșesc minuni, pe cei ce au darurile vindecărilor, pe cei care ajută, pe cei care cârmuiesc, pe cei ce vorbesc în limbi felurite. Așadar, sunt oare toți apostoli? Sunt oare toți profeți? Sunt oare toți învățători? Sunt oare toți făcători de minuni? Au cumva toți darurile vindecărilor? Oare toți vorbesc în limbi? Oare toți pot tălmăci? Voi însă să râvniți la darurile cele mai mari. Și iată, vă arăt o cale care le depășește pe toate. 1 Corinteni, capitolul 13. Dacă aș vorbi în limbile oamenilor și ale îngerilor, dar dragoste nu am, sunt doar aramă care sună sau un chimval zângănitor. Chiar de-aș avea și darul profeției și aș cunoaște toate tainele și toată cunoștința, de-aș avea toată credința încât să mut din loc și munții, dar dragoste nu am, nimic nu sunt. Chiar de mi-aș împărți toată averea și trupul meu, dacă l-aș da să fie ars, dar dragoste nu am, nu-mi folosește la nimic. Căci dragostea rabdă îndelung, ea se milostivește. Dragostea nu pismuiește, nu se fălește, nu se mândrește. Nu e fără cuviință, nu caută câștigul său. Ea nu se mânie și nici nu se gândește la rău. Ea nu se bucură de nedreptate, ci dragostea se bucură de adevăr. Toate le îndură, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu piere niciodată. Cât despre profeții, vor înceta, iar limbile vor amuți, cunoașterea se va sfârși. Căci noi cunoaștem doar în parte și profețim în parte. Când va veni însă ce e de săvârșit, ce este doar în parte, se va sfârși. Pe când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil și judecam ca un copil. Când am ajuns bărbat, am încheiat purtarea de copil. Acum vedem ca prin oglindă în chip nedezlușit, dar vom vedea odată față către față. Acum cunosc numai în parte, atunci voi cunoaște de plin, așa cum și eu am fost pe deplin cunoscut. Acum rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele e dragostea. 1 Corinteni, capitolul 14. Căutați dragostea, râvniți după cele duhovnicești și mai ales după darul profeției, pentru că acela care vorbește într-o limbă neînțeleasă nu le vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, și nimeni nu-l înțelege, fiindcă spune taine prin Duhul. Dar cel care profețește le spune oamenilor cuvinte de zidire, de încurajare și de mângâiere. Cel care vorbește într-o limbă neînțeleasă se zidește numai pe sine, dar cel care profețește zidește întreaga biserică. Eu vreau ca voi toți să vorbiți în limbi, dar mai ales să profețiți, fiindcă cel ce profețește este mai mare decât cel ce vorbește în limbi, doar dacă acesta nu este și tălmăcitor, ca biserica să primească cuvinte care o zidesc. Acum, fraților, dacă eu aș veni la voi vorbind în limbi, ce folos ați avea de la mine dacă nu v-aș spune fie vreo descoperire sau vreo taină, fie vreun cuvânt profetic sau un cuvânt de învățătură? Dacă lucrurile neînsuflețite care scot sunete,
fie fluier, fie chitară, nu ar scoate sunete diferite, cum s-ar putea cunoaște care este sunetul fluierului și care este al chitarei? Iar dacă trâmbița scoate un sunet neclar, cine se va pregăti de război? Tot așa și voi, când vorbiți o limbă, dacă nu scoateți sunete ușor de înțeles, cum se va înțelege ce ați spus? Și veți fi niște oameni care vorbesc în vânt. Sunt multe feluri de limbi în lume, dar nici una nu este lipsită de înțeles. Deci dacă nu știu înțelesul cuvintelor, voi fi un străin pentru cel care vorbește, iar cel care vorbește va fi un străin pentru mine. Așa și voi, pentru că răvniți lucrurile duhovnicești, căutați să le dobândiți spre zidirea bisericii ca să creșteți în ele. De aceea, cel ce vorbește într-o limbă, să se roage ca să aibă și darul tălmăcirii. Fiindcă dacă eu mă rog într-o limbă, duhul meu se roagă, dar mintea este neroditoare. Așadar, ce trebuie să fac? Trebuie să mă rog cu duhul, dar trebuie să mă rog și cu mintea. Trebuie să cânt cu duhul, dar trebuie să cânt și cu mintea. Dacă tu binecuvântezi cu duhul, cum va răspunde omul de rând amin la rugăciunea ta de mulțumire? Pentru că el nu înțelege ce spui tu. Într-adevăr, tu aduci mulțumire bine, dar celălalt nu este zidit. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că vorbesc în limbi mai mult decât voi toți, dar în biserică vreau să spun 5 cuvinte pe înțeles cu mintea mea ca să-i învăț și pe alții decât 10.000 de cuvinte într-o limbă. Fraților, nu fiți copii la minte, ci fiți copii când vine vorba de răutate. La minte însă fiți desăvârșiți. În lege stă scris: în alte limbi și prin buzele altora voi vorbi acestui popor și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Astfel, vorbirea în limbi este un semn nu pentru cei ce cred, ci pentru cei necredincioși, iar profeția nu este pentru cei necredincioși, ci pentru cei ce cred. Deci dacă s-ar aduna biserica întreagă în același loc și toți ar vorbi în limbi neînțelese și ar intra oameni simpli sau necredincioși, nu vor zice oare că sunteți nebuni? Iar dacă toți ar profeți și ar intra un om necredincios sau un om simplu, el va fi dat pe față de toți, va fi judecat de toți. Ascunzișurile inimii lui vor fi arătate și astfel, căzând cu fața la pământ, el se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi: cu adevărat, Dumnezeu este în voi! Ce trebuie să facem, fraților? Când vă adunați, fie că cineva vine cu un psalm, cu un cuvânt de învățătură, cu o descoperire, cu darul limbilor sau cu darul tălmăcirii, toate acestea să fie spre zidire. Dacă sunt oameni care vorbesc în limbi, să fie câte 2 sau cel mult 3. Să vorbească pe rând și unul să tălmăcească. Iar dacă nu are cine să tălmăcească, aceea să tacă în biserică. Să-și vorbească numai lor înșiși și lui Dumnezeu. Profeții să vorbească numai 2 sau 3, iar ceilalți să judece. Iar dacă îi se va descoperi ceva unuia dintre cei care stau așezați, cel care vorbea înainte să tacă. Puteți să profețiți toți, dar pe rând, câte unul, ca toți să învețe și toți să fie încurajați. Pentru că duhurile profeților se supun profeților, fiindcă Dumnezeu nu este Dumnezeul dezordinii, ci al păcii. Femeile să tacă în biserici, căci după cum zice și legea, nu le este îngăduit să vorbească. Dacă vor să învețe ceva, să-și întrebe soții acasă, fiindcă este rușinos ca femeile să vorbească în biserică. Oare de la voi a ieșit cuvântul lui Dumnezeu? Sau doar la voi a ajuns? Dacă cineva crede că este profet sau om duhovnicesc, să priceapă atunci că lucrurile pe care vi le scriu sunt porunca Domnului. Iar dacă cineva nu vrea să știe de ele, atunci să nu știe. Deci, frații mei, râvniți să profețiți
și nu puneți piedică vorbirii în limbi, dar toate să se întâmple cuvincios și după rânduială. 1 Corinteni, capitolul 15. Vă aduc aminte, fraților, Evanghelia pe care v-am vestit-o, pe care ați și primit-o, în care de altfel stați cu tărie, prin care sunteți mântuiți, dacă o păstrați așa cum v-am vestit-o. Altfel ați crezut în zadar. Căci v-am dat în primul rând ceea ce am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după cum au scris Scripturile, și că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după cum au scris Scripturile, și că i s-a arătat lui Chefa, apoi celor 12. Apoi s-a arătat în același timp la peste 500 de frați, dintre care cei mai mulți trăiesc până astăzi, iar unii au adormit. Apoi i s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, în urma tuturor, ca unui prunc născut la timp nepotrivit, mi s-a arătat și mie. Fiindcă eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli și nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am persecutat biserica lui Dumnezeu. Însă prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și harul lui care este în mine nu a fost degeaba, căci m-am ostenit mai mult decât ei toți. Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Deci fie eu, fie ei, noi așa propovăduim și voi așa ați crezut. Dacă Hristos este vestit că a înviat din morți, cum de spun unii dintre voi că nu există înviere din morți? Dacă nu există învierea morților, nici Hristos n-a înviat. Dacă Hristos nu a înviat, degeaba este și propovăduirea noastră, degeaba este și credința voastră. Mai mult, suntem dovediți ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, căci împotriva lui Dumnezeu am mărturisit că l-a înviat pe Hristos, pe care Dumnezeu, dacă morții nu învie, nu l-a înviat. Căci dacă morții nu învie, nici Hristos nu a înviat. Iar dacă Hristos n-a înviat, deșartă este credința voastră și sunteți încă în păcatele voastre, iar cei care au adormit în Hristos au pierit. Dacă nădăjduim în Hristos numai în viața aceasta, suntem mai deplâns decât toți oamenii. Dar Hristos a înviat acum fiind primul rod al învierii dintre cei adormiți. Și pentru că printr-un om a venit moartea, tot printr-un om a venit și învierea morților. Căci precum în Adam toți mor, la fel și în Hristos toți vor învia, însă fiecare la rândul lui. Hristos, rodul cel dintâi, apoi cei ai lui Hristos la venirea lui. Apoi va veni sfârșitul, când Domnul îi va da lui Dumnezeu Tatăl împărăția, când se va desființa orice domnie, orice stăpânire și orice putere, fiindcă trebuie ca El să domnească până ce îi va pune pe toți vrăjmașii Săi sub picioarele Sale. Și va fi nimicit și ultimul vrăjmaș, moartea, căci toate le-a supus sub picioarele Lui, iar când zice că toate i-au fost supuse, este limpede că toate, afară însă de Cel care i-a supus Lui toate. Iar când toate îi vor fi supuse, atunci Fiul însuși se va supune Celui ce i-a supus Lui totul, ca Dumnezeu să fie totul în toate. Deci ce vor face cei care se botează pentru cei morți? Dacă morții nu învie nicicum, atunci de ce se mai botează pentru ei? Iar noi de ce mai înfruntăm primejdii în fiecare clipă? În fiecare zi stau în fața morții. Da, într-adevăr, fraților, jur pe cinstea pe care o primesc pentru voi în Hristos Iisus Domnul nostru. Dacă omenește vorbind, m-am luptat cu fiarele din Efes, ce folos aș avea dacă morții nu ar învia? Să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Nu vă amăgiți! Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Treziți-vă cum se cuvine
și nu mai păcătuiți, fiindcă unii dintre voi nu au cunoaștere de Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Dar poate cineva se întreabă, cum învie morții? Cu ce trup vor veni? Om nesăbuit, ceea ce semeni nu prinde viață decât dacă moare mai întâi. Ceea ce semeni tu nu este trupul care va fi apoi, ci doar un grăunte, fie de grâu, fie de altceva. Dar Dumnezeu îi dă acelui grăunte un trup după cum voiește și fiecărei semințe câte un trup. Nu toate trupurile sunt la fel, ci unul este trupul omului, altul al animalului, altul al păsării, altul al peștelui. Sunt și trupuri cerești și trupuri pământești, dar una este slava celor cerești, alta a celor pământești. Una este slava soarelui, alta este slava lunii, alta a stelelor, fiindcă fiecare stea se deosebește de cealaltă. Tot așa este și învierea morților. Se seamănă în stricăciune, dar este înviat în neputrezire. Se seamănă în necinste, dar învie în slavă. Se seamănă în slăbiciune, dar învie în putere. Se seamănă un trup firesc, dar învie un trup duhovnicesc. Dacă există un trup firesc, există și unul duhovnicesc, precum stă scris. Omul cel dintâi, Adam, a fost făcut cu suflet viu, iar Adam cel de pe urmă, cu duh dătător de viață. Deci nu a fost întâi cel duhovnicesc, ci cel firesc, iar cel duhovnicesc vine pe urmă. Omul cel dintâi este din pământ pământesc, omul cel de-al doilea este din cer. Precum este cel pământesc, la fel sunt și cei pământești. Și cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Eu zic aceasta, fraților, trupul și sângele nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu, nici putrezirea nu moștenește neputrezirea. Iată, vă spun o taină, nu toți vom muri, dar toți vom fi preschimbați deodată cât ai clipi din ochi la trâmbița de apoi. Căci trâmbița va suna și morții vor învia nesupuși putrezirii, iar noi vom fi preschimbați, pentru că trebuie ca acest trup supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și acest trup muritor să se îmbrace în nemurire. Iar când acest trup supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și acest trup muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care stă scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este moarte biruința? Unde ți este moarte ghimpele? Iar ghimpele morții este păcatul, iar puterea păcatului este legea. Să aducem mulțumire lui Dumnezeu, cel ce ne-a dat biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, frații mei iubiți, fiți tari, neclintiți, sporind totdeauna în lucrarea Domnului, știind că truda voastră nu este degeaba în Domnul. 1 Corinteni, capitolul 16. Despre strângerea de ajutoare pentru sfinți, vă spun și vouă să faceți așa cum am rânduit în bisericile Galatiei. În prima zi de după sâmbătă, fiecare din voi să pună deoparte ce vrea să dăruiască, ca să nu stea să facă aceasta atunci când voi veni eu. Iar atunci când voi veni, pe cei pe care îi veți alege, pe aceia îi voi trimite cu scrisori să ducă darul vostru la Ierusalim. Și dacă va fi nevoie să merg și eu, vor merge împreună cu mine. Voi veni la voi când voi trece prin Macedonia, fiindcă prin Macedonia trec. Poate că voi rămâne sau voi ierna la voi ca să mă petreceți în călătoria ce o voi face, fiindcă aș vrea să nu vă văd acum numai întreagăt, ci sper să rămân la voi câtva timp dacă Domnul o va îngădui. Voi rămâne acum în Efes până la 50, fiindcă mi s-a deschis larg o ușă ca să pot lucra, dar sunt și mulți împotrivă. Dacă va veni Timotei,
aveți grijă să stea fără frică la voi, fiindcă lucrează ca și mine pentru Domnul. Nimeni să nu-l disprețuiască, ci să-l trimiteți în pace ca să vină la mine, fiindcă îl aștept cu frații. Despre fratele Apollo, vă spun că l-am rugat mult să vină la voi împreună cu frații. Cu toate acestea, nu a vrut să vină acum, ci va veni când va găsi prilej. Vegheați, fiți tari în credință, îmbărbătați-vă, întăriți-vă. Tot ceea ce faceți, să faceți cu dragoste. Fraților, vă mai rog încă ceva. Știți casa lui Stefanas, care este cel din tâi rod al Ahaiei și care s-au pus pe ei înșiși în slujba sfinților? Unora ca aceștia și voi, fraților, să vă supuneți precum și tuturor celor care lucrează și trudesc împreună cu ei. Mă bucur de venirea lui Stefanas, a lui Fortunat și a lui Ahaic, pentru că ei au împlinit lipsa voastră și mi-au adus și mie și vouă tihnă în suflet. Prețuiți-i așadar pe unii ca ei. Bisericile din Asia vă îmbrățișează. Vă îmbrățișează mult în Domnul Acvila și Priscila, împreună cu biserica adunată în casa lor. Vă îmbrățișează toți frații. Îmbrățișați-vă unii pe alții cu o sărutare sfântă. Eu, Pavel, am scris salutarea cu mâna mea. Dacă cineva nu-l iubește pe Domnul, să fie anatema. Domnul nostru vine, harul Domnului Iisus să fie cu voi, dragostea mea să fie cu voi în Hristos Iisus.